It's still good morning, so I can say good morning and thank you very much for inviting me. I will speak in Romanian, but I will say only good things about the owners, I promise. Bună ziua, vreau să mulțumesc pentru invitație și să spun că am vizitat în ultimele săptămâni, în ultimele luni, foarte multe noi unități de producție în întreaga Românie și mai puțin la București. Ori pentru noi este important să avem povești de succes în domeniul economic, nu doar în vestul țării, nu doar în alte părți, ci și aici în municipiul București, o zonă, un pol economic care creează o mare parte din produsul intern brut și care contribuie cu foarte mult la bugetul țării. Vreau să mulțumesc proprietarilor, gazdelor, în primul și în primul rând pentru faptul că au peste 400 de angajați și oricine creează un loc de muncă în România și în Europa este un partener al guvernului din acea țară. Nimic nu este mai important acum în România și în Europa decât crearea de noi locuri de muncă, păstrarea locurilor de muncă, stabilitatea acestora. Așa încât, în primul rând, în numele Guvernului României, mulțumesc companiei pentru păstrarea și stabilitatea acestor locuri de muncă. În al doilea rând, vreau să-i felicit pentru că au folosit și au accesat fonduri europene pentru modernizarea capacităților de producție. Este foarte important ca toate unitățile industriale din România să fie competitive, să reziste la competiția extrem de dificilă pe plan european și pe plan mondial și sunt convins pe baza noilor tehnologii de aici, de la Styrom, că vor fi competitivi pe plan național și pe plan internațional. În al treilea rând, nu pot decât să folosesc fiecare ocazie pentru a arăta că România este, din punct de vedere economic, într-o direcție corectă. Creșterea, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, creșterea producției industriale, a exporturilor, însă această direcție trebuie întreținută de fiecare dată cu noi decizii. Și am adoptat și sper ca și aici compania Styrom să aibă profit pe care să-l reinvestească, pentru că va fi scutit de impozit. De la 1 iulie, de fapt chiar săptămâna viitoare, vom discuta cu partenerii noștri, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, pentru a reduce contribuțiile de asigurări sociale, în așa fel încât să existe o taxare a muncii mai scăzută. Avem programele europene deblocate și programul de creștere a competitivității a fost de altfel accesat de către compania unde ne aflăm azi. Dar mai mult decât atât, suntem în faza aproape finală de întocmirea noului acord de parteneriat și practic programele de cofinanțare europeană 2014-2020 vor fi accesibile din această toamnă pentru mediul privat. În paralel cu partea industrială, pentru că îl văd și pe domnul Valvis aici, nu pot decât să spun că partea de agricultură și partea de industrie agroalimentară este un alt motor de creștere pentru România și dacă am redus TVA-ul la pâine, cu siguranță o vom face și la alte produse de același gen. Ceea ce am dorit să transmit prin prezența aici este în primul rând aprecierea pentru faptul că Styrom a fost o companie care, ca majoritatea companiilor din România, a trecut printr-o perioadă foarte grea, în perioada de criză, că acum este în direcția bună și felicit și au tot sprijinul nostru și că știu care este cea mai mare problemă, domnul ministru Niță îmi reamintea la industria de sticlărie, care e cea mai mare problemă, și anume prețul energiei. Ori dacă am reușit la energia electrică să păstrăm prețurile și chiar să le scădem față de anii trecuți, următoarea și cea mai mare confruntare a noastră acum este prețul la gaze. În primul și în primul rând asigurarea necesarului de gaze, pentru că în contextul geopolitic cu Rusia, Ucraina, problema asigurării consumului de gaze este principala provocare pentru țările europene.
Grecia a fost mai norocoasă decât România și este pe traseul noului proiect de alimentare cu gaze care vin din Shah Deniz, din Azerbaijan, TAP, TANAP. Noi cu Nabucco n-am reușit, din păcate, însă asta nu ne face decât să investim mai mult în propria producție de gaze, fie onshore, fie offshore, fie convențional sau neconvențional, pentru a putea oferi populației, dar mai ales industriei din România, energie, gaze la prețuri competitive. Așa încât am venit aici ca să și spun că știu cât de important este pentru industria sticlei prețul la energie și că ceea ce am reușit să facem până acum vrem să facem și în continuare. Once again, I would like to thank you very much for creating jobs. I think that Greece, Romania, Europe should be happy each time that somebody creates and keeps jobs. This is the biggest challenge for us. And to assure you that you will benefit from all the support coming from the Romanian government. Thank you very much once again.